Merge în continuare cu Cătălin Cârstoiu. Până când, domnule Zetea, cât de fermă e susținerea și de ce s-a amânat depunerea candidaturii? Da, bună seara încă o dată. Nu s-a pus problema sub nicio formă, nu se discută în acest moment la modul concret. Nu știu de unde apar toate discuțiile acestea pe surse vis-a-vis de, nu știu, retragerea candidaturii sau renunțarea la candidatură a medicului Cătălin Cârstoiu. Au fost discuții până la momentul în care a fost desemnat. Sigur, Partidul Social Democrat nu a fost cei mai fericiți în a avea o astfel de candidatură, pentru că știam, e o campanie dificilă să faci, să aduci până la urmă o persoană care nu are o notorietate suficient de mare. Da? Partidul Național Liberal foarte bine a insistat, în acest moment suntem parteneri, odată ce am acceptat această nominalizare, mergem înainte cu multă seriozitate, încercăm să fim alături, încercăm să facem campanie, am văzut pozițiile primarilor de sector care sunt alături și care spun că vor fi în teritoriu, în fiecare stradă, în fiecare bloc, vor încerca să aducă candidatul, domnul medic Cârstoiu, să-l aducă în fața creștinilor să câștigăm împreună încrederea. Altfel, o astfel de discuție, cred că în acest moment, sigur, nu-și are rostul, este mult prea târziu. Și așa, desemnarea sa a fost mult prea târzie pentru gustul meu, de exemplu, ca și om care și eu candidez până la urmă la Consiliul Județean Maramureș și știu cât de important este ca oamenii să afle din timp, până la urmă, despre opțiunile pe care partidele le au, variantele pe care le au pentru a putea să meargă la vot și să aleagă în cunoștință de cauză. Bun, dar varianta asta în care să se negocieze și o retragere a lui Popescu Piedone din cursă ca să se înlăture elementul ăsta de obstacol, că e foarte bine plasat, și eventual propunerea unui alt candidat care să se descurce mai bine, mai e o variantă? Mai poate fi o discuție? Nu cred. În acest moment, repet, candidatura domnului Cârstoiu este una anunțată mult prea târziu din punctul meu de vedere sau pe gustul meu, ca să zic așa. Dacă am venit acum cu o candidatură a altcuiva, ar fi un lucru total neserios. Depinde de candidat, cred... ca să ducem speculația mai departe, domnule Zetea, că știți, cineva extrem de cunoscut și ca cu un bagaj oarecare în administrație ar recupera mult mai repede. Nu, eu vă spun următorul lucru. Partidul Social Democrat este un partid care are membri de partid disciplinați. Oameni care am înțeles, până la urmă, asta este opțiunea coaliției. Mergem înainte, facem campanie. Aș vrea, în schimb, să văd următorul lucru. Că și cei care sunt extrem de vocali, doar la televizor, lideri de aceștia de conjunctură care tot apar prin politică, așa cum e și Rareș Bogdan până la urmă, care mai mult vorbește, să treacă la munca de jos, să merge pe stradă, să dă mâna cu oamenii, că așa câștigăm încrederea. Nu cu declarații sfărăitoare. Păi stați că aici Rareș Bogdan vă ajuta cumva, zicea că tocmai că dacă aveți dumneavoastră vreo altă propunere să o faceți, că ei n-ar avea nicio schimbare. Nu la televizor, în stradă. În stradă între oameni. Acolo se câștigă încrederea, dând mâna, uitându-te curajos în ochii oamenilor. Nu discuții, aceste negocieri, tot facem negocieri de astea de culise. Bun. Am stabilit candidatul, mergem înainte, dar jos, în stradă, acolo, între oameni. Da, domnule.